Ghiozdanele pline cu rechizite au ajuns sâmbătă la mai mulți copii din Giurgiu, elevi de la clasa pregătitoare și până la clasa a 8-a din familii fără posibilități financiare suficiente. Tinerii liberali au pregătit cu atenție acțiunea și i-au invitat pe copii alături de părinți pentru a le înmâna darurile. Toți ne aducem aminte, unii cu nostalgie, dumneavoastră cu speranță, pentru ce înseamnă data de 15 septembrie, începe școala. Cred că este al 5-lea an, spun statisticienii noștri. Când avem acest eveniment, la începutul școlii, încercăm și noi să ajutăm un număr de copii care nu au toate cele necesare ca să pornească cu entuziasm, dar și cu toate cele necesare un an școlar. E un început. Trebuie să-l tratați cu optimism. E foarte important să aveți prieteni, să vă jucați, dar cel mai important este să învățați. Sunt deosebit de onorat că vă aflați aici, la sediul Partidului Național Liberal din Giurgiu, un partid care se apleacă cu atenție către nevoile comunității. Sunt convins că vom identifica resurse financiare și pentru a sprijini mai mulți copii și ceilalți copii din municipiul Giurgiu care nu au posibilități să-și cumpere rechizite școlare și uniforme pentru a păși cu onoare noul an școlar, dar împreună sigur vom reuși, trebuie să avem încredere, să privim cu optimism, iar dumneavoastră, dragi elevi, să știți că noi ne punem baza în domniile voastre, reprezentați viitorul giurgiuvean. Gestul pe care l-au făcut liberalii giurgiuveni a fost sprijinit de membrii ai organizației PNL și ca de fiecare dată cu implicarea directă a celor din organizația de tineret. Vis-a-vis de această acțiune, poate unii au considerat-o sau o consideră, am văzut și în presă, o acțiune populistă. Nu este deloc o acțiune populistă, este un ajutor cu toată inima din partea noastră. Nu este populistă datorită faptului că nu a fost un efort așa de mare, așa de costisitor, să spun, dar ăsta este, atât s-a putut, poate, cum a spus și domnul președinte, în următorii ani sau chiar și următoarea săptămână vom ajuta în continuare. Suntem la al 5-lea an consecutiv când organizăm o astfel de acțiune. Mă bucur că am făcut o tradiție din astfel de acțiuni și la începutul anului școlar oferim rechizite copiilor. Vrem să demonstrăm prin această acțiune, prin acest eveniment, că noi, Partidul Național Liberal, ne preocupă educația copiilor, îi sprijinim și îi susținem. Le urăm tuturor copiilor un an școlar plin de realizări, note cât mai mari, părinților multă răbdare și ambiție și să-i sprijine pe cei mici în noul an școlar. Și vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Tineretul Național Liberal, care aseară până aproape de miezul nopții m-au ajutat să organizăm această acțiune și să facem aceste rechizite. Vreau să vă spun că în Partidul Național Liberal veți găsi un sprijin. Noi, toată echipa, vom fi voluntarii voștri. Sâmbătă au primit ghiozdane cu rechizite 50 de copii. Fiecare ghiozdan a fost pregătit în funcție de clasa în care învață fiecare copil, fie de la clasa pregătitoare sau de la clasele primare, fie de la clase de gimnaziu.